Primăria Comunei Cireșu este pregătită pentru dezăpezirea drumurilor județene și comunale. Au fost achiziționate noi utilaje, dar și două ATV-uri cu șenilă și lamă pentru dezăpezit, cu ajutorul cărora autoritățile vor asigura condiții bune de trafic pe absolut toate ulițele Comunei. Comuna Cireșu este dotată din toate punctele de vedere cu privire la dezăpezirea drumurilor județene și comunale, dar și a ulițelor înguste. Autoritățile au fost prompte, iar traficul s-a desfășurat cu succes în condiții de siguranță majoră. Noi la Cerșu ne-am pregătit cu utilaje de dezăpezire și cu materiale antiderapant pentru perioada de iarnă. Am achiziționat la primărie un tractor cu lamă, tractor nou cu lamă pentru dezepezirea din localitatea Cireșu și am luat pe situații de urgență două ATV-uri cu șenilă și ramă de zăpadă pentru ulițele mai înguste și pentru zona mai deluroasă și unde tractorul nu poate să intre. Punem șenile și putem să facem dezepezirea și mai putem să intervenim în caz de viscole sau când sunt perioade de astea de iarnă cu probleme pentru persoane vâznice sau persoane gravide. Utilajele de dezăpezire au intervenit în zona de nord a județului Mehedinți pentru a păstra drumurile în condiții bune de trafic, după ce pe carosabil s-a așternut un strat de zăpadă considerabil. Drumurile județene și comunale au fost dezăpezite cu succes, autoritățile au fost prompte ca de fiecare dată, iar traficul s-a desfășurat în condiții de siguranță, chiar dacă zăpada ne-a luat prin surprindere în luna martie. Datorită achiziționării din timp a utilajelor și materialelor antiderapante necesare pentru dezăpezire, autoritățile au monitorizat starea drumurilor și au intervenit în timp util, astfel încât nu s-au creat blocaje.